Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Fallout Shelter. Episodul trecut aveam puține chestiuțe, dar episodul ăsta avem 8000 de bănuți, 9 de-astea. Am cumpărat starter pack-ul, aparent nu mai îmi apare. Aparent doar o dată poți să-l cumperi, dar era aici sus starter pack-ul, 5 euro și am zis, băi, de ce nu? Și ce mi-a dat starter pe cola, o să ajungem imediat și acolo. Bun, înainte de toate, nu uitați să apăsați butonașul de like acolo. Da, de data asta am bluză, frate, că e frig. Adică de-abia am pornit caloriferul aici jos și na. Mi-a venit omul. Uitați așa. Deci nu uitați să apăsați butonul de like acolo, forță. Live la 7:30 în seara asta. Mi-a venit omul, l-am trimis să exploreze. Ăsta a făcut level 37, episodul trecut cred că avea undeva la 28. Bine, l-am trimis de două ori, odată nu l-am lăsat prea mult. Dar ca idee, îl pun mereu să facă copii. Vedeți, vedeți, pe asta e borcioasă deja. Săracă. Mai întâm. Bun. Și mi-am făcut un storage, ce nu aveam data trecută. Și voiam eu să construiesc... What the fuck? Voiam eu să construiesc, uite, office-ul ăsta. Că am înțeles că e blană, adică poți să faci misiuni și chestii și... Rewards, ok, 20 de ore. Abraham, mamă, am un level 42. Ok, acum am văzut. Mi l-a dat... Trimit 2, are ceva dacă trimit 2? Da, bun. Endurance, ok, S, strength, da, ok. De armă, are o râșniță de armă, frate, o, ăsta. Uite, 8-2. Așa, gata. Start quest, le dăm și de-astea. La 10, 10. Start quest. Gata, prima misiune. Da, nu avem până acum chestiile astea. Și mi-au zis persoane că pot să cercetez clădiri și chestii și era ceva de genul. Cum? Pardon, cum? Na, așa, hai să revin la starter pe cola. Ce mi-a dat? Mi-a dat roboțelul ăsta, deși eu l-aveam odată că l-am cumpărat separat. Mi-a dat 3000 de capace. Ce mi-a mai dat? Mi-a dat 2 omuleți, ăla de level, de fapt 3 omuleți. Ba nu, 2. Ăla de level mare și încă o femeie pe aici, nu, pe asta. Da, pe asta. Apă și chestii de genul. Rich now. Bă, nu. Dar nu vreau, frate, că sale mele, de ce? Sunt mortul. Și cred că mi le-a consumat pe alea mele, stai să vezi. Că cred că mi le-a consumat pe alea mele. Deci, rip 5 euro dacă mi-a făcut chestia asta. Explore, driver, new room or clicker, ok. Ok. Let's go, motherfuckers! Prima oară intrăm aici. Bag. Deci fii atent că dacă mi-a făcut chestia asta, e nasol. Bă, dar e destul de interesant că poți să te duci tu aici să te bagi, știi? Deci pe chestiile astea, stai așa, poate erau și aici. Nu. No. Ah, doar apăs pe clădire, nu. Aici e presupun ca să urce. Nu. No. Ah, nu pot. Tun, tun, tun. Ok, două dale. Oh. Aparent găsesc și în ei. Aici urcăm? Da.
Mai e destul de mare oricum. Nimic, în toată camera asta nimic. Hai să vedem ce găsim pe aici. La 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 la. Sparge capul, stai de la boss. E ușoară rău misiunea asta la modul. Am găsit un tac. Cutiuță. Ok, hai mai sus să vedem. Deci, da, ideea e că durează foarte mult până începe misiunea și sper din tot sufletul să nu-mi fi luat cola-ul meu, nu ca colul meu, gen. Că l-am cumpărat în caz de-l trimit departe și are foarte mult până vine, știi? Nu l-am trimis ca să mă forțeze, ați văzut că nu mă lăsa să dau nici măcar cancel. Deci nu puteam să-l las default, m-a obligat într-un fel sau altul să dau pe ăla. Ok, o armă. Ok, aici o chestie. Cam asta e toată clădirea, nu? Și odată ce am terminat-o... Ah, ok. Yes. Enchanted, ok, return. Hai să sperăm că nu mi-a luat alea 10 de aici. Deci chiar ar fi o idioțenie mare. Colect. Oh, nu, nu, nu le-a... What? 24? What? N-avem atâtea. Cred că mi-a mai dat. Dați așa. Deci avem armă, avem un tac. Ok, asta e ceva. Cine n-are armă? Vreau să echipez pe toți cu arme, nu de alta. E așa, nu știu. Pana mea. Bun, și avem niște junk-uri pe aici. Avem o grămadă de junk-uri care ocupă o grămadă de spațiu. So, ai 2 dolari. Adică 2 bonus de ăștia. Toți au armură? Nu, am văzut pe una fără armură. Asta nu-i cumva copii la aia. Nu. Ok, ia. Bun, acum că am făcut misiunea, mă, dar astea am full, am 25, nu mai merge să strâng mai multe, mi se pare. Da, 25, ajung totuși, 1500, nu. Nu. Hai să deschidem cutiuța asta, să vedem ce ne pică la ea. Oh, direct blană. Cred că mi-a dat un NPC de ăsta, șerif. Asta e bună. Asta nu prea. E bună, rău, rău de tot chestia aia. Are enduranța mare, adică rezistă mult. Și ideea acum e că eu o să-i scot lui ăsta și petul și alea, pentru că e level mai micuț. Și totuși, ia, vreau să fac ceva. Level. Tu la ce ai, mă? Enduranță 6. N-are putere și șobolanul ăsta, da. Fie. Las-o pe la baza tu. Unde-i Chilius? Chilius e încă. Ăsta are și strength, are o grămadă. Acum care și enduranță e șerif, tate. Ok, destul avem. Hai să vedem care-i treaba cu misiunile astea. Quest list. Limited time. 3 ore, 4 ore. Ia uite, mă, poți să faci rost și da așa ceva. Level 8, level 6, ia uite, level 20. Oh, God. Reward. Mamă, deci poți să faci rost de chestii. Eu am făcut-o pe asta, level 1. Asta e level 12. Asta îmi dă o armă așa, daily quest. La level 12, la modul, cred că e grele. Cred că e grea, de fapt, nu grele. De ce? Ok. Nu-l trimit pe ăla de level.
Gata, acum știu de ce e vorba asta. Dă-i așa toate! Dă-i să zacă! Start now, start quest. Hai să facem pentru dragul clipului, să nu ziceți că... Dacă nici pentru asta nu dați like, ne supărăm. Hai să facem și misiunea asta. Nu, după îi las pe ei întreaba lor să facă. Nu mă mai complic să dau eu bonus de aia. Find any trace of battle, ok. Intrăm într-o fabrică. E mare? Da. Una, două, trei, patru etaje. Bine, acum ăsta rezistă mult mai ca lumea. Oh, God. Trage frate în el. Trage frate în el. Bun. Se descurcă relativ. Oh, 3, nu știu ce. Da, cred că trebuia să iau 3 cu mine, chiar dacă... Bye, boss! Mamă, dar au reload-ul ăsta sau ce au ei mai exact, care durează o veșnicie, la modul durează. Nu, hai și aici, logic. Dar nu-i nimic de lootat aici. Uite, ăsta e levelul mai mare, rezistă mai mult. De ce? Ce are el bun? Inteligență 10, agilitate, agilitate sau percepție, mi se pare că e mai mare ca ăsta, da. Nu știu eu exact care-i treaba. În fine, o să le dau darea când au jumătate viață. Le dau hopa una. Dar momentan nu e necesar. Ce-i acolo? De ce mai e încă un lift? Când și aici e un lift. N-am prea văzut scopul. Nu, dar numai câte 3. Misiune de 3. Ce am făcut azi? Bă, să mor eu, dar știu ce am făcut. Da, am făcut, frate. Am făcut. Aia e gen când prind ei așa când își amintesc sau... Care-i treaba? Mă, până acum rezist ok, adică chiar ok, știi? 120 dintr-un de ăla, ca lumea. Ok, mai... Oh, the boss! Hai, mă! Gata cu boss-ul! Oare atacă și pisica? Tare curios. Dacă atacă și pisica. Ce ne dă două dalea de radiații și aici, opa, pare ceva. Să le dau viață? Da, hai să le dau. Gata. Uite, dacă vă place și vreți cât mai mult, like acolo, mă băieți. O, aici avem o încăpere mare. Mam, loot ca lumea. Doi de ăștia să mor. Ce facem acum? Se face mai ușor. Dar se vede diferența între damage la arme. Cât a dat ăsta, cât a dat ăla. Hai mă, pe bune. Ce greu se mișcă oamenii. Un blueprint. Chiar sunt curios ce mi-a dat în blueprint-ul ăla. A, nimic, oh, în sfârșit o cameră unde... Nu-i nimic. Gen doar loot.
Hai că mai avem un etaj fără ăsta la care urcăm și... Și e destul de ușoară. În vedere. Oi, de cap, mă. Bă, ăla de ce e așa mare? Sparge-le capul, tati! Oi, grele tare cu ăla. Da. Mai unul acolo. Cred că când ea e mai aproape, nu știu, apăsam. Oricând. Ia că am scăzut viața. Și hai să-i dau și ăsta. Un glob. Sigur am ce să fac cu un glob, ce naiba. Gangbang direct scrie pe ea. Spargere de... O, armă de asta ca lumea asta, da. Dă-te mă de aici. Noi avem o misiune de făcut, tântișor. Liber. Ba nu, gata. Ia uite mă unde se ascundea. Adică dacă tot am început-o, hai să terminăm. Că nu degeaba am plătit și alea două. Ia uite-a, bam. Doi. Așa da, așa mai merge. Da, nu pot să-i schimb, adică n-am ce să-i schimb momentan. Rap. O mașină. Stai așa că e mort ăla de lutat acolo, nu? Pistolaș, chiar că o să le dau la toți arme. Aici e ceva de loot? Nimic, nimic. Să sperăm că ultima cameră e forță. Am murit instant tipul ăla. Deci îmi trebuie o armă cu damage undeva la 10-11 ca să fie forță. Că asta 8-9 cât are ea. Scârții. Doi de ăștia, am crezut că e o cameră mare aparent. Nu este. Sunt curios ce-mi dă reward. De fapt, mi-a dat reward-ul. Da, reward-ul îl iei misiune. Dă-i tati. Jackpot. Mai am mult aia, mi se pare. Bă, da, la urmă pisica aia atacă. Mănușă. Și bam, 300, e blană. Bun, gata cu asta. Return. Yes. Ok, recipe. Return. Ok, bun, hai să vedem. Return, nu return. Să vedem ce ne dă. Adică ce ne dă, ce am luat mai exact. Reach now, 22 de minute. Fie acolo, fie. Ok. Ce avem noi mai exact? Aici avem niște arme pe care le vom echipa. Junk. Peți. Junk-uri ca lume. Da, aparent aia mi s-a salvat la aia de outfituri. Câte chestii de asta. Haideți să... Cine nu e îmbrăcat? Toți sunt îmbrăcați. Ideea e... Oh, ok, au venit și ăștia. Arme să le dăm, mă interesează. Uite-l pe ăsta, n-are armă. Ia vă pistol. Ăștia de sus au toți? Da, și asta ar trebui să aibă, da. Bucătărie. Ok. Mam. Ăștia jos au... Ăștia dau toți, ăștia au și toți, deci doar ăștia de aici nu au.
Gata, acum absolut toți din ăsta au arme. Se ocupă roboțelul. La robotă îi scade viața. Și e normal, doar că... Ce ciudat vine aici, gen, nu vine ca aici. Când mai are puține viață, e bine să îl trimit să caute capace, din câte am înțeles eu. Ceva de genul ăsta. Bun, aia acolo cu copilul ei, audați-o. Gata. Și acum hai să vedem cu armurile astea ce facem. Ce armuri au? Uite, ăsta dă P6, lucrează la P, dar nu umblu. Ăsta îi dă P2. Am ceva cu un P mai mare. P2, P2, P2. Nu. Ăsta îi dă... Cât îi dă P-ul? Are cu S, mi se pare. O, P4. Nici nu mă gândesc să umblu. P3. Ok, blană. Ăștia lucrează cu S. Asta îi dă S2. S3. Oh, what the fuck? Ce e pana mea? Da. S2, S2, S3. S1. Bă, dar mi se pare că am ăla. Asta are S. Da. Îi pun cu A aici, trebuie, nu? Uite, A, 3. Și iau asta. Și o pun aici. Level up. Asta e de S1, S2. Așa. Adică să le punem mai ca lumea. Uite, S2. Ăsta ce dă? Nu cred că e de P. Ok, da, e bun. Am cu astăzi la A. A1 n-am cu auri și n-am nici de laborator. Deci gata, restul pot să vând. Hai mă, uite-o pe asta, frate. Ce e pana mea? Da, ca lumea. Bă, da, cum arăta costumația aia pe un bărbat? Probabil normal. Este să și eu. Tare curios sunt. Pijamale. Și aia de armată? Normală. Discriminare. De fapt, unde e? S, 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 S. Bă, aia e cu C, frate, stai mă. Aia e cu C. Aia e la carisma. De ce? De ce am echipat-o cu așa ceva? Am crezut că e cu S. Ok, nu e cu S. E cu C. Eu cred, da? N-am nimic cu S ca lumea, am doar asta. Level 7, level 7, level 8. Nici n-am nevoie să dau rush. Dar aș vrea să dau un mic upgrade la astea. Câți am? No, nu dau upgrade la cameră încă. Uite acum ce bine arată, bam, peste tot, e forță. Asta poți să dai upgrade? Aha, am nevoie de 30 de oameni. Asta aș putea să-i dau un mic upgrade, 1500. Dar nu crește, nu crește storage-ul, nici nu-i dau upgrade atunci. Că la mine era problema de storage. Și aici am destule locuri. Hai să vindem ce n-avem nevoie. Pe asta o las și pe asta o las. Chit că nu prea am nevoie de ea. Bun, cam atât cred. Cam atât. O să-i mai trimit eu niște misiuni sau să-l trimit în explorare pe șaua ăla. Aici misiunile, quest list, limited time, level 13, 10, 8, uite, asta, play to win. Și îmi dă 5 de alea, care e destul de ceva. Asta îmi dă și 2 de alea și o pușcă și o de asta random. Asta e weekly, deci pot să-l fac oricând. Hai să-l facem pe asta. Spunk. Spunk. Hai mai trimit unul, level 12, Patrick.
Omul e gra cu astea. 2, oh my god. Ce n-am? 6, 8, 6, 8, 7. Așa. Și las pe ei să fac aici. Start. Și nu a rămas fără armă, în fine, nu știu care, nu prea-mi pasă. Bun, episodul ăsta vă las aici, nu uitați să dați acolo un like, noi ne vedem data viitoare, baftă, pa, 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 pam.